Domnule senatorii, reprezentați în Parlamentul României pe românii din diaspora. Care sunt astăzi problemele românilor din afara țării? Ce așteaptă ei de la legislativul de la București? Eu aș sintetiza în general problemele sau situațiile cu care se confruntă românii din diaspora în două mari categorii. Odată cele care se referă la cetățenii români care intenționează să rămână în diaspora. Și aici discutăm în special de necesitatea promovării identității naționale și, nu în ultimul loc, de proiectele legate de educația pe care statul român le-o poate garanta românilor care trăiesc în diaspora. Și aici este necesar să vorbim despre necesitatea upgradării programelor Institutului Limbii Române, care urmărește să asigure un anumit nivel de educație în limba română și nu numai de educație, dar și de promovarea culturii generale pentru tineri români care trăiesc în străinătate. În acest sens, eu chiar am avut unele discuții pe care vreau să le avansez în momentul acesta privind necesitatea creării, de exemplu, a unui liceu românesc la Roma. Așa cum știm cu toții, în România există, în baza unui protocol semnat de guvernele celor două state, a României și al Italiei, există liceele Dante Alighieri din România. În reciprocitate, pe baza acestui protocol, eu zic că ar fi cazul să ne gândim la crearea unui liceu românesc Mihai Eminescu la Roma. Pe de altă parte, este totodată necesar pentru cei care rămân acolo ca statul român să crească numărul de consulate și de reprezentanți ai misiunilor diplomatice. Aici aș dori să dau un exemplu mai interesant și anume necesitatea creșterii numărului de diplomați români pentru consulatul, noul consular constituit, consulat general al României constituit la Londra. Și asta datorită faptului că știți bine de câțiva ani Marea Britanie nu mai este parte a Uniunii Europene și automat românii care trăiesc în Marea Britanie și care sunt foarte mulți, este a doua comunitate numeric vorbind din Occident, nu mai au același dreptul pe care le aveau înainte când Marea Britanie era parte a Uniunii Europene. De aceea statul român ar trebui să aplice cu mai multă atenție asupra unei bune reprezentări la nivel diplomatic a românilor care trăiesc în diaspora, pentru că majoritatea problemelor pe care le au ei sunt cele legate de o bună comunicare cu reprezentanții autorității române din străinătate, care sunt misiunile diplomatice. Pe de altă parte, statul român ar trebui să se implice mai mult și mai viguros în ceea ce privește păstrarea identității naționale pentru comunitățile de români autohtoni, românii care trăiesc în jurul României și în peninsula balcanică. Trebuie să găsim mijloacele necesare pentru a asigura, de exemplu, obținerea cetățeniei române cu o mai mare celeritate pentru cetățenii Republica Moldova, redobândirea cetățeniei românești. Deocamdată încă avem probleme la acest nivel și, din câte știu, problemele acestea sunt generate de numărul mic de funcționari care se ocupă cu procedurile de redobândire a cetățeniei române. Și nu în ultimul rând, o chestiune pe care am constatat-o în ultimele vizite pe care le-am făcut în niște zone puțin mai exotice, pot fi considerate așa, de exemplu am avut o întâlnire cu cei care și-au făcut studiile universitare în România, absolvenții, foști absolvenți ai universităților din România, care, de exemplu, sunt căsătoriți cu cetățeni români, de peste 30 de ani, mulți dintre ei, și care ar dori să obțină pe cale de consecință mai ușor cetățenia română, cu o mai mare facilitate. Nu trebuie să uităm că statul român a investit foarte mult în aceste persoane care au devenit, mulți dintre ei, personaje extrem de importante în statele în care trăiesc. Persoane care ar putea să ne fie în continuare apropiate și care ar putea să deservească de multe ori chiar și interesele statului român prin pozițiile pe care le ocupă în statele lor de origine. Iar pe de altă parte, eu cred că este necesar acum mai mult ca niciodată și în acest sens eu chiar intenționez să am o vizită în curând în Portugalia, este necesar să ne gândim la crearea unor proceduri care să faciliteze reinserția românilor care vor să vină acasă, fie că vor să investească în România, fie că vor să se reîntoarcă în România. Iar pentru asta, cred că este absolut necesar să înțelegem modalitatea în care au făcut-o alții, modalitatea pe care alte state au reușit să o implementeze
și care a reușit să asigure o reîntoarcere în statele de origine a multor cetățeni din diaspora. Iar aici campioni sunt Portugalia, din câte știu eu, și Polonia. Domnule senator, trebuie recunoscut faptul că despre problemele românilor din diaspora se discută mai mult în perioadele de campanie electorală. Una dintre doleanțele acestora a fost ca ei să fie reprezentați în Parlament de mai mulți senatori și de mai mulți deputați. Da. De ce credeți că nu are succes nicio inițiativă legislativă care propune acest lucru? Eu am depus un proiect încă de la sfârșitul 2018 și care din 2019 stă la Comisia Juridică la Camera Deputaților. Eu sper să înțelegem că este necesar mai mult ca niciodată să intrăm în legalitate. Și când spun să intrăm în legalitate, spun că este absolut necesar, conform legii, ca cetățenii români care trăiesc în momentul acesta în diaspora și care, din câte știu, foarte mulți dintre ei nu mai sunt de plinătatea exercitării drepturilor electorale în România, știți, mulți sunt cetățeni români cu domiciliul străin și, prin urmare, ei nu pot să mai voteze la alegerile locale în România. Eu cred că ei ar trebui să fie, conform legii, reprezentați în mod corect, așa cum sunt cetățenii în oricare alt colegiu din interiorul României. În acest sens, proiectul de lege pe care l-am depus, în baza numărului de cetățeni români cu domiciliu în străinătate, care este un număr foarte precis, pentru că știm, din moment ce li s-au eliberat pașapoartele de CRDS, e clar că aceia sunt, nu sunt nici mai mulți, nici mai puțin, ar trebui să aibă o reprezentare dublă față de reprezentarea pe care o au în acest moment. Eu sper ca toate partidele politice să înțeleagă acest lucru și să le ofere cetățenilor români cu domiciliu în străinătate posibilitatea de a fi reprezentați de mai mulți parlamentari. Domnule senator, care sunt cele mai importante proiecte normative pe care doriți să le susțineți în această sesiune parlamentară? Eu am început discuțiile deja cu colegii de la mine din grup și voi merge și către celelalte grupuri. Eu cred că în acest context și în acest moment este mai necesar ca niciodată să ne aplicăm cu atenție către promovarea intereselor comunităților locale din Republica Moldova. Știți și dumneavoastră foarte bine că există foarte multe localități, unități administrative teritoriale din România și Republica Moldova care sunt înfrățite. Pentru a putea să fim alături direct și nemijlocit de autoritățile locale din Republica Moldova, eu am venit cu o inițiativă pe care sper să mi-o susțină toți colegii, prin care să încercăm să creăm un fond de asistență tehnică și dezvoltare pentru autoritățile locale din Republica Moldova. Adică, practic, localitățile care sunt înfrățite să poată să aplice la un fond care este gestionat de statul român în parteneriat cu autoritățile locale și să-și poată asigura un trai mai bun și o dezvoltare la nivel local în Republica Moldova. Adică, de genul, dacă s-a înfrățit localitatea Băcioicu, localitatea Garoafa, să zicem, din România, să aibă la dispoziție această posibilitate ca împreună să propună un proiect la acest fond de asistență tehnică și dezvoltare, proiect în urma căruia să poată să fie creată o grădiniță, să poată să fie reparat un acoperiș în Republica Moldova și așa mai departe. Eu cred că suntem în momentul propice pentru a crea un spațiu comun de dezvoltare administrativă între localități din România și Republica Moldova, poate acum mai mult ca niciodată. Sunteți președintele Comisiei pentru Cultură și Media din Senat. Care sunt cele mai importante proiecte normative pe care le aveți pe masa de lucru în această perioadă? În momentul acesta s-a constituit o subcomisie parlamentară care se ocupă de legea audiovizualului și care a început să lucreze de câteva săptămâni pentru a putea să ofere Parlamentului spre aprobare un text de lege foarte bine închegat. Pe de altă parte, chiar mâine, dacă nu mă înșel, o să discutăm în Comisiile Reunite de Cultură, Media și Juridică despre necesitatea modificării articolului 29 din legea 504 pe 2002 și de asemenea de completarea și modificarea legii publicității, prin care vom aduce niște amendamente la inițiativa propusă de colegi de-ai noștri de la Camera Deputaților. Mai exact, este vorba despre necesitatea reglării modului în care se face publicitate pentru jocurile de noroc. Inițiativa legislativă, așa cum a venit de la Camera, era foarte spartană, ca să zic așa. Practic, erau interzise orice fel de publicitate pentru jocurile de noroc. Noi încercăm să aducem echilibru și responsabilitate în adoptarea acestei legi și
am propus deja câteva amendamente prin care vrem să modificăm inițiativa de la Camera Deputaților, amendamente care urmăresc, de exemplu, în primul rând, ca între orele 6 și 23 să nu se mai facă publicitate, dar după ora 23 să existe această posibilitate. Ne gândim la modul în care vor fi afișate panotajele exterioare. Din câte știți dumneavoastră, cu siguranță ați văzut prin București, sunt panotaje care au sute de metri pătrați, ceea ce nu este absolut deloc ok, nu este în regulă din punctul nostru de vedere, pentru că ceea ce urmărim noi, pe de o parte, este protejarea copiilor și chiar a oamenilor de modul total brutal de multe ori în care se face această publicitate. Sunt anumite categorii care, știți dumneavoastră, sunt vulnerabile la modul în care se face publicitate. Vom încerca să dăm posibilitatea numai acelor organizatori legali de publicitate să poată să facă publicitate, să încercăm să oprim organizatorii ilegali de publicitate și totodată vom avea grijă, pe de altă parte, să asigurăm că această publicitate să se întâmple, deci să nu fie cu totul scoasă din decor, pentru că, din câte știți și dumneavoastră, probabil sunt sume foarte mari care vin la bugetul de stat, de care, evident, profităm cu toții, sume provenite în urma acestei publicități. Sume de care beneficiază și industria publicității și mass media. Și mass media, și industria publicității, și de ce nu beneficiază, cred eu, și domeniul Dar sanitar. Sunt domenii și... care vor avea de suferit în urma aplicării acestei legi. Eu nu cred că vor avea foarte mult de suferit, pentru că noi vom încerca să aducem o reglare a modului în care se face publicitate. De exemplu, nu este normal să faci publicitate fără să ai un însemn de genul joacă responsabil, nu? Când se făcea publicitate, chiar și acum când se face publicitate pe pachetele de țigări, se spune foarte clar care sunt efectele adverse ale fumatului. Deci, în primul rând, lucrul cel mai important este ca noi să protejăm anumite categorii care sunt vulnerabile. Nu poți să apari ca, eu știu, ca mare sportiv și să spui că sigur vei câștiga dacă joci acolo. Nu, nu vei câștiga sigur. Oamenii trebuie să știe cu ce se pot confrunta în momentul în care intră în această zona jocurilor de noroc. Deci știți cum se spune și în Biblie, nu vreau moartea păcătosului să întoarcă să fie viu. Adică să facă într-adevăr din această publicitate la jocurile de noroc o chestiune, repet, echilibrată și responsabilă.